Oamenii de știință au descoperit pentru prima dată o peșteră pe lună. Aflată la cel puțin 100 de metri adâncime, aceasta ar putea fi un loc ideal pentru ca oamenii să-și construiască o bază permanentă. Este doar una dintre probabil sutele de peștere ascunse într-o lume subterană nedescoperită, potrivit cercetătorilor. Țările se luptă pentru a stabili o prezență umană permanentă pe lună, dar vor trebui să protejeze astronauții de radiații și temperaturi extreme. Primul astronaut britanic care a călătorit în spațiu a declarat pentru BBC News că peștera recent descoperită arată ca un loc bun pentru o bază și a sugerat faptul că oamenii ar putea trăi în aceste gropi lunare în 20-30 de ani. Dar a spus ea, această peșteră este atât de adâncă încât astronauții ar putea fi nevoiți să coboare în rapel. Marea a fost probabil cândva un ocean și este vizibilă cu ochiul liber de pe Pământ. Este de asemenea locul unde Apollo 11 a aselenizat în 1969. Peștera are un fel de luminator care duce în jos către pereți verticali și o suprafață înclinată care s-ar putea extinde și mai mult sub Pământ. A fost făcută cu milioane sau miliarde de ani în urmă, când lava curgea pe lună, creând un tunel prin stâncă. Rocile din interiorul peșterii nu vor fi la fel de deteriorate sau erodate de vremea spațială, astfel încât ele pot oferi o înregistrare geologică extinsă, care are în urmă miliarde de ani, relatează Antena 3.ro.